La 15 ianuarie 2009, aeronava Airbus A320 cu 150 pasageri la bord a decolat de la New York. Aproape imediat după decolare, ambele motoare s-au stricat. S-ar părea ca o catastrofă ce nu putea fi evitată, dar ca prin minune toți pasagerii au reușit să supraviețuiască. Salutare prieteni, cu voi este Minte Curioasă și astăzi vă voi povesti despre catastrofa aeriană, unde din fericire toți au supraviețuit. 15 ianuarie 2009 ar fi trebuit să fie o zi obișnuită. Avionul controlat de un pilot experimentat, Sullenberger, trebuia să zboare din New York în orașul Charlotte la ora 15:20. În total, 150 de pasageri au urcat la bordul aeronavei, plus 2 piloti și 3 stewardese. La ora 15:24, avionul a decolat și exact în același timp s-a întâmplat și catastrofa. De regulă, în toate aeroporturile există un sistem de speriat păsări, care este necesar pentru a împiedica coloziunea avioanelor, ceea ce prezintă un pericol grav pentru zbor. Dar în această zi, un stol întreg de gâște era o întâmplare a avionului. Ciocnirea a avut loc la doar 90 de secunde după decolare. Avionul nu le-a putut evita și exact într-o clipă s-a ciocnit. Loviturile l-au auzit și pasagerii. Pentru aeronavele moderne, deteriorarea unui motor nu este fatal. Aeronava poate zbura la destinație doar cu un singur motor. Dar în această zi, gâștile au intrat în ambele motoare. Pasagerii au auzit un bang puternic și au simțit mirosul de fum și unii au văzut foc prin ferestre. Situația a fost aproape fără speranță. Forța motoarelor a scăzut rapid. Rezerva de înălțime nu avea, deoarece avionul a reușit să urce doar la 975 de metri, iar dedesubt se afla orașul. Piloții au înțeles că nu vor ajunge la aeroport. În aer le-au rămas doar câteva secunde. Sullenberger a decis să aterizeze cu avionul peste râul Hudson. Confuși și fără să știe ce se întâmplă, pasagerii au auzit vocea comandantului prin difuzor: "Pregătiți-vă pentru aterizare, aterizăm pe apă." Airbus A320 a atins suprafața apei, ridicând un nor mare de pulverizare care a ascuns-o timp de câteva secunde. Din părți se părea că avionul s-a prăbușit sau s-a înnecat, dar apoi toată lumea a văzut că el rămâne la suprafață. A320 a scufundat treptat, iar pasagerii lui au ieșit pe planul aripilor și al acoperișului. În acel moment, polițiștii, gardienii de coastă, lucrătorii de salvare și pur și simplu oameni care aveau ambarcațiuni plutitoare s-au grăbit la avion pentru a oferi asistență celor aflați în primejdie. Evacuarea a fost făcută rapid. Sullenberger, așa cum ar fi trebuit ca comandant al navei, s-a asigurat că nimeni nu a rămas la bord, apoi a ieșit. Ca urmare a acestui accident, nimeni nu a murit. Totuși, 83 de persoane au suferit vătămări minore fără răniri. Comandantul aeronavei s-a transformat într-un adevărat erou. Diferiți canadieni de televiziune l-au interviat. A fost invitat la diverse talk show-uri. Într-adevăr, datorită abilităților sale, s-a evitat tragedie care ar fi putut deceda mai mult de 150 de persoane. Prieteni, dacă v-a plăcut istorioara, nu ezitați să vă abonați, apăsați butonul de like și subscribe, de asemenea scriți ceva în comentarii, iar noi ne auzim data viitoare cu un nou episod.